Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ecologizăm Oneștiul. De 9 mai, de ziua ta, Europa. Intervenție a jandarmilor Băcoani după atacul unui urs. Ecologizăm Oneștiul. Timp de 3 zile, elevii și profesorii din municipiul Onești au ecologizat albia râului Trotuș. De altfel, aceștia nu sunt la prima acțiune de acest fel, de-a lungul anilor, fiind organizate multiple astfel de campanii. 3 zile altfel, astăzi s-a încheiat cea mai mare campanie de ecologizare organizată până acum la Onești. Peste 100 de voluntari, elevi și cadre didactice din cadrul liceului Nadia Comăneș și ai colegiului tehnic Gheorghe Asachi, funcționari ai primăriei, reprezentanți ai ecolului Silvic Livez, au fost artizanii cele mai frumoase acțiuni din acest an. Acțiunea este parte a proiectului Curățăm România, susținut de Ministerul Mediului România. Campania s-a desfășurat pe cursul râului Trotuș și în rezervația naturală de alul Berghiu, de unde au fost colectați peste 100 de saci cu deșeuri menajere. Tot respectul pentru voluntari, un exemplu pentru întreaga comunitate, a precizat primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Ziua Europei a fost sărbătorită printr-un spectacol folcloric multicultural la care a participat public de toate vârstele. Evenimentul numit de Ziua ta Europa a avut loc marți 9 mai de la ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț și s-a dovedit a fi un moment cu adevărat spectaculos. Pe scenă au urcat ansamblurile comunităților etnice din Piatra Neamț, respectiv comunitatea Elenă Piatra Neamț, comunitatea Elenă din Onești, Forumul Democrat German, comunitatea rușilor lipoveni, filiala Piatra Neamț și Brătești, ca reprezentanți direcți ai acestor țări, dar și ansambluri de dans local cu repertoriu internațional, care au completat tabloul cu dansuri tradiționale italienești, nemțești, românești, țigănești, machidonești și au arătat ce înseamnă diversitate în unitate, oferind un spectacol de excepție. Mai multe detalii în minutele următoare. De-a lungul anilor am făcut multe spectacole, de 28 octombrie, de Crăciun, de Ziua Greciei, cu ansamblu Nichi și mai nou cu ansamblu Nichi Junior. Am înțeles. De unde pasiunea pentru dansurile grecești? Ești filo Elena? Da, sunt filo Elena. Am intrat prima dată în ansamblu acum 8 ani. Așa. Am făcut o pauză de câțiva ani și recent, de un an, am reintrat în ansamblu. Am înțeles că tu ești cea care coordonează ansamblu. Da, mai nou, da. Okay. Cât de greu e? Trebuie multă răbdare și la ansamblu mare, cât și la ansamblu mic, mai mult la cel mic. Așa. Răbdare și pasiune, tot ce trebuie. La câte concursuri mergeți? Pentru că până la urmă și reputația unui ansamblu se vede și numărul participărilor la evenimente, nu? Da. Vara și un pic din toamnă avem 3 festivale. Organizate de Uniunea Elenă. Noi, Comunitatea Elenă Piatra Neamț, este membră din Uniunea Elenă în România. Festival în Grecia. În fiecare an locația este schimbată. Un festival la Ploiești și unul în Sighișoara. Deci, cu alte cuvinte, aveți experiență destul de bogată. Da. În participări. Și cum v-ați... ce premii ați primit? Cum ați fost recompensați, ca să zic așa? Toate festivalurile acestea nu au premiu, au doar diplomă de participare. Și aplauze, bineînțeles, și aplauze, nu? Normal, și recunoaștere în toată țara. Dacă ar fi să zicem așa pe final de interviu, care e cel mai greu dans grecesc? Cel mai greu? În opinia ta, evident. În opinia mea? Așa. Cele mai grele dansuri grecești. Mi se cele par mai? Grele, da. Mi se par cele din zona Creta. Sunt dansuri de băieți foarte grele, dar și de fete. Așa, și cu maestrie trebuie să, nu, să ai? Da, trebuie să ai foarte multă repetiție la bază și răbdare. Sunt foarte grele și s-ar putea să le greșești și în cadrul spectacolului. Și
trebuie să-ți placă ca să... Deci o faci cu pasiune, într-un cuvânt, nu facem pentru altceva, nu? Ok, un mesaj pe încheiere de interviu pentru cei care ne urmăresc. Mulțumim Casei de Cultură, sindicatului din Piatra Neamț. Mulțumim președintei noastre, Diamandis Maranda. Mulțumim președintelui Dragoș Gabriel Sopol, președintele Uniunii Elenei România. Și... La mulți ani Europa, nu? Da, la mulți ani Europa. Suntem invitați aici la Piatra Neamț de către Comunitatea Elena Piatra Neamț și de către doamna președintă a Comunității Elena Piatra Neamț, Smaranda Iamandi. Cu mare drag ne-a invitat, pentru că și noi am invitat de două ori la noi și acum era rândul nostru să fim invitați și am venit cu mare drag, chiar cu mare drag am venit la această invitație de Ziua Europei. Cum altfel? Cum altfel, da. Chiar foarte frumos spectacol organizat de Casa de Cultură de aici din Piatra Neamț și de Comunitatea Elena din Piatra Neamț. Foarte interesant, foarte multe, după cum ați văzut, foarte multe minorități sosite aici. Nu mă așteptam, dar uite, chiar foarte... E frumos, că de Ziua Europei, nu? Da, de Ziua Europei, sigur, trebuie să fim cât să sărbătorim cu toții. Exact, să sărbătorim cu toții aici, la Piatra Neamț, de ce nu? De altfel, grupul Ansamblu Agoria este obișnuit să iasă la festivaluri, să se fie aplaudat la scenă deschisă, nu? Da, suntem obișnuiți, așa este, chiar dacă suntem unii dintre noi mai noi în ansamblu, dar nu se vede, nu se simte, dar... Ne place, suntem obișnuiți să călătorim, să mergem, să fim invitați și să primim aplauze. De ce nu? Un mesaj pentru cei care ne urmăresc și de ce nu la mulți ani în limba greacă? Hronia Pola, Evropii. Și da, de ce nu? Să vină cât mai multă lume, că spectacolul este încă în desfășurare. Poftim, îi așteptăm chiar să vină la Casa de Cultură din Piatra Neamț. Și să țină aproape de evenimentele comunității, sigur, Elene, nu? Da, sigur, da, de Uniunea Elena din România, de Comunitatea Elena din Piatra Neamț, de Comunitatea Elena din Onești, sigur că da, îi așteptăm cu mare drag, cu mare drag. Da, mulțumim că ați venit, bun venit și sperăm că v-a făcut plăcere să bateți atâția kilometri ca să ajungeți până la noi. Iată, am văzut foarte multe minorități care au urcat astăzi pe scenă. Putem dezvolta puțin pentru cei care nu au ajuns la spectacol? Da, ne-am gândit că, având în vedere că nouă mai este Ziua Europei, am putea încerca să oferim o oglindă a Europei aici pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț. Și de la ideea comunităților locale din orașul nostru, am pornit acest spectacol. Am invitat comunitățile elene din Piatra Neamț și din Onești, pentru că am colaborat în ultimul timp foarte des. Am invitat comunitatea elenă a rușilor lipoveni din Piatra Neamț și ei ne-au adus încă un oaspete, comunitatea rușilor lipoveni din Brătești și Forumul Democrat German. Alături de ei au fost pe scenă și sunt încă pe scena Casei de Cultură ansamblul Brâul Roșu cu momente de dans din zona Germaniei, din România, bineînțeles, moment de dans țigănesc și machidonesc și ansamblul Comorile Neamțului cu un moment italienesc. Cu alte cuvinte, un spectacol complet, așa, multe minorități prezente, cum altfel de Ziua Europei, nu? Da, exact. Ne-am gândit că diversitatea ne unește și trebuie să profităm de acest lucru. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, să țină aproape de evenimentele organizate aici, la Piatra Neamț. La Piatra Neamț și la Onești și sperăm să vă vizităm din nou cât mai curând. Și noi vă așteptăm să vă primim. Mulțumim! Se împlinesc 146 de ani de la proclamarea independenței de stat a României. Pe 10 mai, independența a fost proclamată și votată de către Camerele Reunite după ce a fost promulgată de către domnitorul Carol I și publicată în Monitorul Oficial. Complexul muzeal Iulian Antonescu din Bacău, în colaborare cu Garnizoana Bacău, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, filiala Bacău și Arhivele Naționale Bacău, au organizat un simpozion tematic Mai, o lună istorică. Manifestarea a fost dedicată sărbătoririi unor momente importante din istoria națională și universală: proclamarea independenței de stat a României din 1877, victoria asupra Germaniei naziste la 1945 și Ziua Europei. Militari și oameni pasionați de istorie au trecut în revistă principalele evenimente care s-au petrecut în urmă cu 146 de ani. Deci Gheorghe Donici din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, și vreau să vă mai spun un singur lucru extrem de important. Nu știu dacă după Calafat, acolo care, unde, pe malul Dunării, unde sunt cele mai importante monumente dedicate războiului de independență a României, Bacău are de asemenea o serie întreagă de monumente dedicate
războiului de independență a României, la Luizi Călugăra, la Moinești, la Orbeni, la Podul Turcului, bustul lui Constantin Nene, pentru că cel ofițerul, gradul militar cel mai mare care cade practic în războiul de independență a României din județul Bacău este Constantin Nene, pe 7 noiembrie 1877 la Rahova. Îl introduc în discuție acum pe Dimitrie Bușilă. Capitanul Dimitrie Bușilă este comandantul companiei a 6-a, cum spuneam, din Târgu Ocna, care în fatidica zi de 30 august 1877, și aici vreau să ajung iarăși la rațiuni militare. Nu știu ce rațiuni militare au constat în faptul că dacă pe 29 august 1877 ploua, era o vreme foarte rea, de asemenea pe 30 august, dar era ziua țarului pe 30 august. Era ziua țarului Alexandru al II-lea și s-a ordonat atacarea redutei Grivița 1, fără nicio rațiune militară, practic. Reduta Grivița 1 a fost atacată pe 30 august 1877 într-un context în care armata imperială rusă dorea să-i ofere țarului Alexandru al II-lea o victorie. Acest lucru s-a întâmplat, au fost trei atacuri succesive. Primul a început la ora 15, al doilea eșuat, al doilea la 16.30, de-abia la ora 18 a început cel de-al treilea atac asupra redutei Grivița 1. Un lucru extrem de important care practic plasează județul Bacău în epopeea până la urma războiului de independență a României este faptul că în seara zilei de 30 august 1877, dorobanții regimentului 14 dorobanți ridică drapelul asupra redutei Grivița 1. Este un lucru extraordinar, sunt capturate trei tunuri acolo. Comandantul de căpetenie a armatei române, Carol I, dă un alt ordin regal în care spune din acest tun, din țeava unui tun din cele trei care au fost capturate de dorobanții băcăuani, se va confecționa coroana regelui României în 1881. Coroana regelui României din 1881 este confecționată din țeava acelui tun capturată de ostașii regimentului 14 dorobanți. A doua zi, pe 31 august, la un puternic contraatac otoman, vreau să vă spun, intervine compania a 6-a alături de regimentul 13 dorobanți din Iași, compania a 6-a dorobanți din Târgu Ocna, comandată de acest capitan Dimitrie Bușilă, un erou extraordinar. Dimitrie Bușilă va pierde viața acolo, reduta Grivița 1 va rămâne cu steagul românesc deasupra. Un moment extrem de important la Târgu Ocna este un moment excepțional dedicat capitanului Dimitrie Bușilă și celor 6 dorobanți din acest frumos oraș băcăuan, Târgu Ocna, care și-au dat viața în războiul de independență a României. Campania armatei române în Bulgaria nu se oprește, pentru că noi avem acolo la Plevna, avem o armată otomană extrem de bine pusă la punct. Operațiunile militare vor continua, cum spuneam, vor continua cu Rahova, nu? Nu-i așa? Unde avem pe maiorul Constantin Iene, comandantul regimentului 16 dorobanți. De asemenea, o serie întreagă de eroi care își vor pierde viața. Chivu Stănescu, locotenentul Chivu Stănescu, vreau să vă spun, se află în asaltul Grivița 2, se află în batalionul lui... Batalionul, de asemenea, în cadrul unui batalion își pierde viața de dorobanți de acolo, de la reduta Grivița 2. Sunt momente cu adevărat excepționale, sunt pagini de istorie, pagini de eroism date de ostași băcăuani, de dorobanții și călărașii băcăuani în războiul de independență a României. Urmează Rahova, iar cea din urmă redută este Smurdanu și Vitiniu. În august, pe 23 ianuarie 1878, practic se încheie, dar se încheie numai formal, cum arăta și domnul Marius Istina, avem probleme extrem de importante de recunoaștere, pentru că după orice război urmează semnarea unei păci. Poți să câștigi războiul, dar poți să pierzi încheierea păcii. Lucru care s-a întâmplat în istorie. Armata română se demobilizează, atenție, de pe an august 1878 este demobilizată armata română, pentru că trupele țariste rămân aici, iar negocierile extrem de dure ni se impune tratatul de la San Stefano și tratatul de la Berlin, dar independența a fost câștigată, acest lucru este cel mai important, deja suntem statul român modern, este în plină dezvoltare și urmează, nu-i așa, peste aproape 50 de ani, urmează făurirea României Mari la 1 decembrie 1918. Glorie și recunoștință eternă eroilor băcăuani căzuți pe fronturile războiului de independență a României.
În perioada războiului de independență, administrația centrală de stat și locală, condusă direct de către primul ministru și titularul Ministerului de Interne, Ion Cebrătianu, a avut un rol deosebit de important în asigurarea celor necesare armatei române pe frontul de luptă, în organizarea producției agricole și industriale, a transporturilor și încătiruirea trupelor rusești și române, în realizarea ordinii publice pe întreg teritoriu. Cum în această vreme n-a existat un organ special pentru asigurarea siguranței statului, funcționarii administrației centrale, prefecții de județe, au condus și coordonat activitatea pentru descoperirea și anihilarea acțiunilor agenților de spionaj inamic pe teritoriul românesc. De asemenea, la realizarea activității de informații și contrainformații, au mai participat pe lângă organele administrației și direcția poștei, telegrafului și telefonelor, dar și unele secții ale Marelui Stat Major al Armatei Române, cum ar fi Brătoratul, Jandarmeria, Căpiteniile de Porturi, Birourile de Vamă. În condițiile în care teritoriul românesc era amenințat să devină teatru de război, structurile din Ministerul de Interne, în colaborare cu cele ale Ministerului de Război, și-au intensificat în iarna și în primăvara lui 1877 activitatea informativă pentru cunoașterea tuturor acțiunilor militare și garnizoanelor turcești de pe malul drept al Dunării. De asemenea, s-a recurs la urmărirea și reținerea unor agenți ai spionajului turc și austro-ungar, dar și la îndepărtarea persoanelor suspecte de activitate informativă în favoarea inamicului din jurul unităților militare românești din orașe. Organele de contrainformații românești au descoperit și în cele din urmă au arestat numeroși agenți care acționau în porturile dunărene sub acoperire, ca fiind antreprenori și comercianți. Au fost descoperite la timp unele acte de diversiune ce erau puse la cale de agenți ai spionajului turc. Astfel, în 1877, prefectul de Bacău aducea la cunoștință arestarea unui individ care fusese surprins în timp ce distrugea căile de comunicații, rețelele telefonice, fapt pentru care a fost judecat și condamnat. Un rol important în prevenirea scurgerii de informații către inamic și în lupta spionajului inamic l-a avut Pretoratul Jandarmeriei, adică Pretoratul, o instanță de judecată a celor care nu respectau sau a dezertorilor sau celor care erau prinși în săvârșirea unor infracțiuni în timp de război. Așa cum am menționat, era într-o atentă supraveghere și corespondența de presă, adică să se folosească acele depeșe telegrafice. Pentru că în jurul unităților militare existau foarte mulți inamici, cum am mai și menționat, anumiți comercianți care culegeau informații pentru unitățile militare încătiruite. Amintim faptul că la decretarea mobilizării, efectivele jandarmeriei numărau aproximativ 789 de jandarmi și aveau în dotare 427 de cai. În raport cu necesitățile militare s-au constituit două excadroane de jandarmi călare și două companii de jandarmi pentru zona interioară, iar alte două pentru zona de luptă în cadrul armatei operative. Ce s-a întâmplat la 9 mai 1945? Știm cu toții că la sediul Comandamentului General Sovietic din Berlin a fost semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei, punându-se astfel capăt celui mai lung și mai ucigător război din istoria omenirii. Iată că anul acesta se împlinesc deja 78 de ani de la încheierea acestei conflagrații mondiale. Am specificat anterior faptul că războiul s-a încheiat în Europa, pentru că, de fapt, data oficială de încheiere a celui de-al doilea război mondial a fost în data de 2 septembrie 1945, după abdicarea Japoniei și după folosirea bombelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki din 6, respectiv 9 august 1945. Revenind la perioada de început a celui de-al doilea război mondial, în special pentru cei tineri prezenți în sală, se cuvine să amintim faptul că motivul primordial pentru care România a acceptat intrarea în război a fost recuperarea teritoriilor pierdute în vara anului 1940. Moment cu siguranță poate cel mai negru din istoria noastră națională, când, într-un interval foarte scurt, de mai puțin de 3 luni, am pierdut peste 100.000 de kilometri pătrați
și o populație de aproximativ 7 milioane de locuitori. Iată cum în vara anului 1940, România Mare devenise o amintire. Întorcându-ne la perioada de început a celei de-a doua conflagrații mondiale, România intră în război în luna iunie anului 1941, inițial de partea Germaniei, fiind principalul secondant al Reichului pe frontul est-european. Însă, datorită modului în care au evoluat lucrurile ulterior, datorită situației grave în care se afla România, armata noastră, am fost nevoiți cumva să încheiem un armistițiu, să găsim soluția încheierii unui armistițiu cu Uniunea Sovietică, cu Marea Britanie și cu Statele Unite ale Americii. Momentul decisiv a fost pe 23 august 1944, când regele Mihai a decis arestarea mareșalului Ion Antonescu și intrarea țării noastre în războiul antihitlerist. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat într-un context foarte complex. În primul rând, la acel moment nu se întrevedea cu precizie o victorie împotriva Germaniei naziste, dar lucrul cel mai grav și care urma să ne afecteze în perioada următoare era faptul că, așa cum am precizat anterior, România încă nu încheiase o convenție de armistițiu cu Națiunile Unite. Prima operațiune a armatei române a început deja în noaptea de 23 spre 24 august 1944 până în perioada de 7 septembrie 1944. O perioadă nu foarte lungă, însă trebuie precizat faptul că în acest interval de timp armata română a fost sub comanda exclusivă a Marelui Stat Major Român. În acea perioadă, armata română a avut 4 obiective principale. În primul rând, dezlipirea, dar fără un contact direct, fără luptă, din unitățile de luptă ale Wehrmachtului, așa cum era normal. Un al doilea obiectiv logic era apropierea de unitățile armatei roșii. Un al treilea obiectiv era asigurarea controlului asupra teritoriului național, bineînțeles, și, foarte important, neutralizarea și dezarmarea trupelor germane care se mai aflau încă pe teritoriul țării noastre la acel moment. La final, muzica militară a garnizoanei Bacău a susținut un micro-recital de cântece patriotice. Intervenția jandarmilor băcăuani după atacul unei ursoaice. Miercuri 10 mai de la ora 8:25, în urma unui apel al numărul unic de urgență 112, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi, județean Bacău, a fost direcționat într-o zonă împădurită a localității Oituz, unde un bărbat a fost rănit de un urs. Jandarmii s-au deplasat în scurt timp și l-au găsit pe bărbatul în vârstă de 69 de ani în zona de camping din localitate, acesta reușind să coboare singur din zona împădurită. Bărbatul, care intrase în pădure pentru a culege ciuperci, a fost atacat din spate de o ursoaică, dar a avut noroc de faptul că după câteva momente aceasta s-a îndepărtat și a renunțat la intențiile agresive. Deoarece avea nevoie de îngrijiri de specialitate și era foarte speriat de cele întâmplate, bărbatul a fost preluat de către un echipaj medical sosit la fața locului. Echipajul de jandarmerie a rămas în zonă și a patrulat pentru monitorizarea situației și pentru a se asigura că pericolul nu mai este iminent. Jandarmii Băcăuan le recomandă cetățenilor să apeleze numărul unic de urgență 112 când văd animale sălbatice în zona așezărilor umane, deoarece acestea pot reprezenta un real pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. 30 de ani de viață pentru viață, școala sanitară Carol Davila, care și-a dovedit eficiența și importanța în formarea cadrelor medicale. A fost înființată în 1992, iar școala s-a născut din dorința de a oferi oportunități de formare profesională în domeniul sănătății pentru tinerii din Onești, dar și din împrejurii. Obiectivul a fost formare de asistenți medical generaliști și asistenți medical de farmacie necesar pentru unitățile de ocrotire a sănătății și de acordare a asistenței sociale. În cadrul evenimentului organizat de Școala Sanitară Post-Liceală Carol Davila cu ocazia aniversării a 30 de ani de existență, foști și actual profesori, dar și elevi, se vor reîntâlni și își vor aminti de experiențele lor de-a lungul anilor. Invitatul special al evenimentului va fi dr. Cristian Andrei, un medic
renumit și apreciat în domeniul sănătății. 30 de ani de existență a Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila Onești reprezintă un moment important de reflexie și de apreciere a contribuției sale la dezvoltarea comunității locale, dar și la pregătirea cadrelor medicale. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 11 mai, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat. Maxima zilei nu va trece de 16 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Vineri 12 mai, cerul se menține înnorat, totuși ne vom bucura și de soare. Mercurul în termometre urcă până la valori de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.